Antilopele gnu migrează în câmpia Serengeti an de an pentru a se împerechea și a da naștere puilor. Câmpia mișună de prădători. Puiul de gnu are la dispoziție cam 15 minute după naștere să se ridice în patru picioare și să pornească la drum împreună cu mama lui. 15 minute. Cu mulți ani de zile în urmă, urmăream pe unul din canalele de știri un documentar despre antilopele gnu. Ce am văzut acolo mi-a rămas atât de bine întipărit în minte. Documentarul prezintă o antilopă care dă naștere puiului, îl curăță și puiul încearcă să se ridice în picioare. Își proptește picioarele din față și încearcă să și le ridice pe cele din spate. Se ridică dezechilibrându-se, tremurând și cade. O nouă încercare, ridică un picior, ridică pe celălalt, se răstoarnă pe partea cealaltă. Încercare după încercare nu reușea să-și găsească echilibru și să se pună pe cele patru picioare. O vedeam pe mamă înțelegând situația și venind lângă puiul ei încercând să-l ajute. Și în timp ce acesta își ridica picioarele din spate, încerca să-l ridice tremurând, mama își pune botul sub burta lui și încearcă să-l țină, să-i dea echilibru, să-și poată găsi puterea în picioarele din spate. Când își ridică botul, când își ia botul, puiul cade din nou. Și lucrul acesta se repetă cu un soi de disperare, pentru că pe fundal niște hiene se apropiau agale de puiul acela. Deja simțeau că e al lor. Hienele se apropie de puiul chinuit. Celelalte antilope din marea familie au fugit. Rămâne mama cu puiul. Hienele se apropie. Mama, antilopa, înțelege situația. Încearcă să se pună între pui și hienele care se apropiau. Când una din hiene este suficient de aproape, mama, cu un curaj nemaipomenit, sare în fața hienei și încearcă să o lovească cu copita. Hiena, bineînțeles, că se ferește. O altă hienă, dintr-o parte, încearcă să se apropie de pui. Mama, din câteva salturi, este în fața ei și încearcă să o lovească cu copita. Din partea cealaltă, o altă hiene fuge în fața ei. Mama, într-o luptă disperată și disproporționată ca putere, încearcă să țină hienele la distanță, numai că luptând cu una și cu cealaltă și cu cealaltă, o altă hienă vine din spate, înfașcă puiul de gât și cu un scheleleit plin de satisfacție, duce puiul împreună cu celelalte hiene. Scena se încheie cu antilopa mamă, uitându-se la puiul ei care este dus, înfășcat de gât, întoarce capul spre familia de antilope, mamele cu puii lor, și într-un gest de neclaritate să meargă după pui, să meargă cu familia, cu turma, întoarce capul și se duce împreună cu turma ei. Pentru pui era prea târziu. Uitându-mă la aceste imagine, mi s-a implementat în minte următorul adevăr, ca analogie pentru noi. O analogie în lumea spirituală. Sfințirea este obligatorie, nu facultativă. Dacă rămânem pe loc, hienele se vor apropia de noi și nimeni nu ne mai poate scăpa. Maturizarea, creșterea spirituală este obligatorie. Este obligatorie să ne ridicăm pe picioarele noastre și să începem să mergem cu turma. Altfel, hienele se vor apropia de noi și ne vor înfășca și duce cu ele. Aceasta este tema capitolului 6 din Romani, vestea bună. Vestea bună este o ancoră aruncată în cer. Este o ancoră aruncată dincolo de soare. O ancoră cu mai multe brațe. Pentru că vestea bună te ancorează să nu te ducă încoace și încolo orice vânt de învățătură. Pentru că ancora, vestea bună, îți dă stabilitate. Așa că până acum am văzut, până aici Pavel a clădit vestea bună astfel. Ne-a prezentat următoarele ramificații, brațe ale ancorei. Și ne-a spus așa, omul
deși depravat și incapabil de a se salva din mânia lui Dumnezeu ce se va revărsa asupra păcatului, poate fi îndreptățit sau achitat prin credința în Iisus Hristos, care pe când eram noi încă păcătoși și-a dat viața în locul nostru. Fiind îndreptățiți sau îndreptățit, omul este împăcat cu Dumnezeu, are bunăvoința lui Dumnezeu, are resurse pe drum și are parte de învierea în viața veșnică. După ce omul a aparținut lui Adam în păcat și în moarte, îi aparține acum lui Hristos în mântuire și viață. Până acum Pavel a vorbit foarte puțin spre deloc despre trăirea creștină, despre ucenicie, despre creștere spirituală, despre maturizarea spirituală. A sărit de la îndreptățire cumva la glorificare, abia menționând drumul dintre ele. În capitolul 5, de la 3 la 5. Acolo doar este o mică mențiune. Ne lăudăm chiar și în necazuri, știind că. Este o mică aluzie. Dar între îndreptățire și glorificare există un drum numit sfințire. Mai mult, explicația sau cuvintele lui Pavel din finalul capitolului 5 cu 20 ridică o serie de semne de întrebare, oferă muniție criticilor săi. Pentru că în sfârșitul capitolului 5 îl spune următoarele lucruri. Legea a venit ca să se înmulțească nelegiuirea. Însă acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a revărsat și mai mult. Și criticii săi prind ideea și îl împing înspre promovarea îndreptățirii prin har, prin credință fără fapte. Adică Pavel încurajează păcatul ca să se înmulțească harul, să păcătuim cât vrem, pentru că atunci vine și har mai mult. Asta pare să fi înțeles criticii lui. Astfel că Pavel, în scrisoarea pe care și-o gândește și și-o argumentează pas cu pas, astfel că Pavel naște capitolul 6, intervenind și continuându-și argumentarea. Așa și începe capitolul 6, versetul 1. Ce vom spune atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se înmulțească harul? Adică să încurajăm nelegiuirea și să recompensăm păcatul? În niciun caz, spune în versetul 2, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? De fapt, capitolul 6 răspunde la această întrebare. Și ne învață de fapt următorul lucru. Harul lui Dumnezeu nu doar că ne iartă păcatele, ci totodată ne și izbăvește din păcat, ne scapă din păcat. Harul nu se mărginește la a ne îndreptăți, la a da un verdict peste noi, ci harul ne și sfințește, ne și oferă niște resurse și o să vedem imediat care sunt acestea. Astfel că Pavel în capitolul 6 asta vrea să demonstreze. Între îndreptățire și glorificare este un drum numit sfințire și da, îndreptățirea este prin credință, dar lucrurile nu se limitează la un verdict de achitare, ci urmează un proces de transformare. Întreg capitolul 6 este împărțit în două secțiuni mari. Și argumentele lui, practic, urmează aceste două secțiuni. Primele 14 versete, ne unește cu Hristos, argumentul botezului. Și apoi, următoarele versete de la 5 la 23 este argumentul sclaviei. Pavel inaugurează o nouă sclavie, o nouă robie, cea față de neprihănire. Astea sunt cele două argumente pe care Pavel le aduce ca să spună criticilor lui și ca să ne învețe pe noi. Hei, sfințirea așa are locul ei și nici de cum nu poți trăi cum vrei tu, după poftele și pornirile tale, odată ce te-ai întâlnit cu Hristos. Haideți să vedem foarte pe scurt cum argumentează Pavel. Înainte de aceasta, să mai observăm câteva lucruri. Ambele argumente încep cu aceeași întrebare scrutătoare, urmată de un răspuns tăios, indignat. Versetul 1. Ce vom spune atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se mulțească harul? În niciun caz. Versetul 15. Capul sesiunea a doua, secțiunea a doua. Și atunci, să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? În niciun caz. Ambele argumente stabilesc aceeași cauză a criticilor, ignoranța. Astfel că în prima secțiune spune, sau nu știți,
că toți cei ce am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Și versul 16, nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înși vă sclavi cuiva ca să-L ascultați, sunteți sclavii celui de care ascultați? Și apoi, ambele argumente sublinează o distinție clară între viața veche, anterioară, naștere din nou, și viața nouă, ulterioară, naștere din nou. Versetul 2. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Versetul 16. Noi care ne-am oferit sclavi ascultării de Dumnezeu, cum am putea repudia angajamentul pe care ne l-am asumat? Cum? Și acum urmează cele două argumente. De fapt, Pavel, în esență, în acest capitol, adaugă o nouă componentă a ancorei. Obligativitatea, o necesitatea sfințirii, argumentând-o în aceste două feluri. Argumentul botezului. Acestea sunt cuvintele lui Pavel. Sau nu știți că toți cei ce am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Am murit cu Hristos, viața veche, și am înviat cu Hristos, viața nouă. Astfel că botezul în apă, spune Pavel în alte cuvinte, este unire cu Hristos, atât în moartea față de păcat, cât și în învierea în noua viață. Noi știm, continuă Pavel, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Căci cine a murit a fost eliberat de păcat. Botezul în apă are această funcție, dacă vreți, simbolistică, foarte puternică. Ești cufundat în apă, mori împreună cu Hristos, și ești ridicat din apă ca semn al învierii împreună cu El. Viața cea veche a murit și a intrat într-o viață nouă pe care trebuie să o trăiești altfel. Așa că botezul nu este doar un simbol, este actul prin care îți afirm credința în Iisus Hristos, unirea cu El, decizia de a urma o nouă viață trăită altfel. Asta spune Pavel. Oameni buni, voi botezându-vă în Hristos, ați renunțat la viața veche și ați început o viață nouă, trăită altfel. Așa și încheie primul argument. La fel și voi, considerați-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos Iisus. Așadar, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Acesta este argumentul botezului. Odată cu îndreptățirea, spune Pavel, datorită faptului că am fost botezați cu tot ce înseamnă botezul, ne-am unit cu Hristos, noi nu mai putem trăi ca înainte. Dar obligativitatea sfințirii are al doilea argument, argumentul robiei. Pavel continuă să întrească și mai tare obligativitatea sfințirii, a maturizării spirituale, a trăirii unei altfel de vieți. Versetul 16. Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înși vă sclav cuiva ca să-l ascultați, sunteți sclavii celui de care ascultați, fie ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Deși ar putea părea ciudat, sclavii nu proveneau exclusiv din prizonierii de război. Exista și robie voluntară, inclusiv pe vremea aceea. Oamenii aflați poate în nevoi maxime, în cruntă sărăcie, se puteau oferi să devină sclavii cuiva, pur și simplu, pentru a avea ce mânca și unde locui. Inclusiv legea mozaică prezintă posibilitatea de a te oferi rob chiar pe viață. Citiți în Deuteronom 15, în Exod 21. Robie voluntară, pot să mă fac robul cuiva ca să aibă grijă de mine. Mă angajez pe viață, în slujba cuiva. Și o să spune Pavel aici, dar mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia ați fost încredințați. Ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai dreptății. Adică predarea duce la robie.
Convertirea implică un schimb de robii. Convertirea este un act de predare de bunăvoie. Predarea de bunăvoie conduce inevitabil la robie. De la robia păcatului la robia neprihănirii, spune Pavel. Iar robia aceasta reclamă ascultare deplină, radicală, exclusivă. Acesta este argumentul lui Pavel. Adică, dacă v-ați întors la Hristos, voi deveniți robii Lui, sclavii Lui. Iar dacă sunteți sclavii Lui, atunci ascultarea voastră de stăpân trebuie să fie deplină, radicală, exclusivă. Sigur că Pavel aici vorbește, citesc, cât de omenește posibil. El se folosește de metaforă. Adică termenul de sclav al lui Hristos vrea să sublinieze caracterul exclusiv al loialității față de Hristos. Pentru că, de fapt, slujirea lui Hristos, sclavia în fața lui, este aducătoare de libertate. Așa, cum Pavel continuă versetul 19, așa cum v-ați dat părțile trupului să fie sclave ale necurăției și fără de lege, spre fără de lege, tot așa acum dați-vă părțile trupului să fie sclave ale dreptății, spre sfințire. Ce vrea să ne spună aici Pavel? Vrea să ne spună că cele două sclavii nu au caracter static. Ambele evoluează. Una se deteriorează constant, iar cealaltă progresează constant. Căci atunci când erați sclavi ai păcatului, erați liberi în ce privește dreptatea. Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi al lui Dumnezeu, rodul pe care îl aveți este spre sfințire. Și iar sfârșitul este viața veșnică. Și dacă vă plac frazele mai ermetice, dar foarte bogate, am putea să formulăm așa ce spune Pavel. Robia este libertate și libertatea este robie. Și completați în frază robie față de cine și libertate față de cine. Fiecare robie este în același timp un fel de libertate, una însă este autentică, iar cealaltă libertate este falsă. Una te degradează, cealaltă te înnobilează. Robia păcatului îți dă libertatea, mai degrabă ar trebui numită libertinajul, dar robia, când ești rob al păcatului, ai toată libertatea să satisfaci toate poftele, toate păcatele, chiar și cele mai nocive. Dacă tu ești ascultător de păcat, ai toată libertatea să trăiești în cel mai mizerabil mod. Robia îndreptățirii îți dă libertatea să asculți de Hristos în toate lucrurile. Robia este libertate, libertatea este robie. Sau, haideți să o formulăm un pic mai clar, există o libertate care aduce moarte și o robie care aduce viață. Asta încearcă Pavel să spună. Oameni buni, v-ați întors la Hristos, ați fost îndreptățiți, achitați, verdictul peste voi este nevinovați, Iisus se uită la voi prin ochelarii numiți Iisus Hristos. Păi atunci, nu mai putem trăi oricum. Există o robie față de Hristos care aduce viață. Vorbesc în felul oamenilor, zice Pavel. Acesta este capitolul 6. Cele două argumente. Sfințirea este obligatorie, nu facultativă. Și avem argumentul botezului și avem argumentul robiei. Așa, și am înțeles, să zicem, capitolul. Și ce e de făcut? Cu ce merg acasă? Care sunt lucrurile pe care le-am de făcut în viața mea în mod concret? Care sunt aplicațiile? Aplicația este, în mod evident, sfințirea. Trebuie să o înțelegem și să vedem care este rolul nostru până la urmă. Și Pavel, am citit deja aceste versete, afirmă foarte clar spre sfințire, așa cum v-ați dat părțile trupului să fie sclave ale necurăției și fără de lege, tot așa dați-vă părțile trupului să fie sclave ale dreptății spre sfințire. Rodul pe care îl aveți este spre sfințire, iar sfârșitul viața veșnică. Cum trebuie să înțelegem sfințirea ca parte din întreaga veste bună? Mântuirea este un moment trecut al deciziei, o călătorie prezentă și o răsplată viitoare. Și la aceasta trebuie să fim foarte atenți. Când citim în Scriptură,
trebuie să le punem toate acestea împreună. Pentru că mântuirea nu este doar un moment trecut al deciziei. Am ridicat mâna cândva, m-am predat și înseamnă că sunt mântuit. Mântuirea este și o intrare pe poartă, un moment trecut al deciziei. În învățătura apostolilor vom vedea că mântuirea este și o călătorie prezentă. Și tot în învățătura apostolilor vom vedea că mântuirea este și o răsplată viitoare. Găsim texte care susțin toate cele trei faze ale mântuirii. De exemplu, mântuirea este o intrare pe poartă, un moment al deciziei. Găsim pe Pavel zicând în 1 Corinteni 6:11, spune: dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Sau în Efeseni 1:13, în El și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt. Acest gen de exprimare sugerează un moment trecut din viața credinciosului. Mântuirea este și un moment trecut, o decizie pe care ai luat-o, dar apoi găsim în Scriptură că mântuirea, o altă fază a mântuirii, este o umblare pe cale. Nu este doar un moment trecut. Filipeni 2:12, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu teamă și reverență. Asta înseamnă că mântuirea este o umblare pe cale, este o călătorie prezentă. Duceți la bun sfârșit. Sau 2 Petru 1, străduiți-vă chiar mai mult să vă consolidați chemarea și alegerea voastră. Dați-vă toate silințele, duceți, străduiți-vă chiar mai mult. Așa că lucrurile nu trebuie puse în contrast, ci trebuie puse împreună. Mântuirea este un moment trecut al deciziei, o intrare pe poartă. Mântuirea este o călătorie prezentă de zi cu zi, o umblare pe cale, și mântuirea este și o intrare în moștenire. Ascultați-vă pe Petru, capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu mila lui cea mare ne-a născut din nou la o speranță vie prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți și la o moștenire nepieritoare, neîntinată și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi. Deci mântuirea este și ceva ce vom primi la sfârșitul alergării, la sfârșitul drumului. Sau tot Petru 2, Petru capitolul 1, căci așa vă va fi oferită din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune Petru. Așa că ce am vrut să spun cu această descriere a mântuirii, am vrut să spun următorul lucru: responsabilitatea omului nu se termină odată cu momentul trecut al deciziei. Și aceasta este sfințirea. Aici intervine sfințirea. Sfințirea, să dăm și o definiție, este lucrarea progresivă înfăptuită de Dumnezeu și de om, prin care devenim tot mai liberi de păcat și tot mai asemănători cu Hristos în viața pe care o trăim. Auzim de foarte multe ori faptul că Dumnezeu te primește așa cum ești. Și adevărat. Dar urmează un dar. Dumnezeu te primește așa cum ești, dar nu te lasă să rămâi așa cum ești. El va interveni în viața ta. El te va modela după chipul Domnului Iisus. Așa că câteva lucruri despre sfințire, ca să o înțelegem, ca să știm ce avem de făcut. În primul rând, sfințirea nu este un act singular și automatic. Am fost sfințiți, îndreptățiți, am fost sfințiți pentru a căuta sfințirea. Îndreptățirea este un act declarativ. Sfințirea este un act lăuntric. Îndreptățirea a fost făcută odată pentru totdeauna. Sfințirea este un proces de o viață. Îndreptățirea este lucrarea lui Dumnezeu în întregime. Sfințirea este, sau cuprinde și cooperarea noastră. Îndreptățirea este identică pentru toți creștinii. Sfințirea este diferențiată de la un creștin la altul. Așa că sfințirea nu se întâmplă de la sine. Ea pretinde un angajament. Eu trebuie să vreau să mă sfințesc, să decid să mă sfințesc, să fac un efort să mă sfințesc, să persist în sfințire. Sfințirea începe într-adevăr întotdeauna cu o decizie. Dedicarea ta te poate dezvolta,
sau te poate distruge. Dar indiferent de caz, ea te definește. Spune-mi lucrurile cărora le ești dedicat și îți voi spune cine ești. Unii refuză să se dedice și pur și simplu plutesc încoace și încolo, fără direcție. Pentru că dacă nu ești dedicat la ceva, ce faci? Alții se dedică pe jumătate mai multor lucruri și ajung la frustrare și mediocritate. Nu faci nimic cum trebuie, le faci toate superficial. Te dedici pe jumătate la mai multe lucruri. Alții se dedică lucrurilor vremelnice și sfârșesc dezamăgiți și plini de amărăciune. Pentru că astea nu durează. Dedicarea ta te definește. Sfințirea, apoi, vizează toate domeniile ființei umane. Este un alt adevăr foarte important. Pentru că noi, oamenii, avem tendința să facem un slalom printre ce ne convine și ce nu. Sfințirea vizează toate domeniile ființei umane. Vizează domeniul intelectual. Omul cel nou care se înnoiește în cunoștință. Vizează domeniul emoțional. Orice amărăciune, furie, mânie, țipăt și blasfemie să piară dintre voi împreună cu orice răutate. Și domeniul emoțional este afectat, trebuie să fie afectat de procesul modelării noastre, de procesul sfințirii. Apoi, domeniul spiritual. Preaiubiților, întrucât avem aceste promisiuni, să ne curățăm de orice poate întina trupul și duhul. De sfințirea lucrează ceva și în duhul nostru. Și domeniul biologic. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi fără vină la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Când vorbim de sfințire, ea trebuie să acopere toate domeniile noastre. Nu pot alege să mă sfințesc în domeniul ăsta și în celălalt nu. Sfințirea este un proces complet, holistic. 3. Sfințirea este rezultatul unei conlucrări. Și iată cum ne apropiem încet, încet de aplicațiile cu care mergem acasă. Sfințirea este rezultatul unei conlucrări. Dumnezeu și eu și omul. Rolul lui Dumnezeu este tainic. Dumnezeu lucrează în noi. Și textele Scripturii ne spun, Pavel în 1 Tesaloniceni spune Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Se ocupă El de asta. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Dumnezeu se va ocupa și El de sfințirea noastră. Cum? Este tainic. El o face. Sau Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este activ în sfințirea noastră. Este prezent. Rolul omului? Omul are un rol pasiv și un rol activ. Rolul pasiv este, cât se poate de clar exprimat, de Pavel în Roman 6:13. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca unii care ați fost aduși la viață dintre cei morți. Adică, dă-te lui Dumnezeu, predă-te lui, consideră-te a lui, gândește-te că ești a lui. Trăiește ca și cum ești a lui. Dă-te lui rolul pasiv și apoi vine rolul activ. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, Filipeni 2. Evrei 12:14, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de, și urmează o listă de lucruri de care să ne ferim, care țin de sfințirea noastră. Deci, Dumnezeu și omul conlucrează în procesul sfințirii. Dumnezeu nu ne lasă singuri. Pentru că harul nu se mărginește la a ne îndreptăți, spuneam la început, la a ne îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, ci ne și asistă în sfințire. Dumnezeu nu ne lasă singuri. El își face partea. Cum își face partea? Prin ce își face partea Dumnezeu? Care sunt resursele pe care ne le pune El la îndemână? Prima resursă este cuvântul. Știm cu toții. 2 Timotei 3:16. Scriptura este insuflată
de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Resursa lui Dumnezeu în sfințirea noastră este cuvântul. Cuvântul este un soi de Waze din alte vremuri. Vezi mereu drumul înainte, vezi pe unde s-o iei, vezi unde este hazard, vezi unde este poliție, vezi unde este accident. Cuvântul este un soi de GPS pentru viața spirituală. Citindu-l, înțelegi, vezi încotro te duci, vezi cum să ai grijă în direcția în care mergi. Așa că anorexia spirituală este mortală. Fără cuvânt, nu mai ai direcție. De aceea insistența majoră a noastră este pe cuvânt. Caută-l, cunoaște-l, citește-l, înțelege-l. Ca să ai direcție. Apoi o altă resursă pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție este biserica. Nu noi ne-o punem la dispoziție. Chiar dacă ne alegem biserica în care mergem, oamenii din biserică sunt aduși de Dumnezeu. El își construiește biserica. Să veghem unii asupra altora, nu ca niște detectivi, te-am prins cu cutare și cutare, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să ne îndemnăm la acestea. Să creăm ocazii pentru acestea. Să nu părăsim adunarea noastră, cum a unii obicei, spune autorul epistolei către evrei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu cât mai mult, cu cât vedem că ziua se apropie. Biserica este o resursă. Biserica îți dă curajul să stai acolo. Am mai povestit în ceva cercuri despre un experiment social făcut cu mulți ani în urmă. L-am numit atunci Țugulanii. Tinerii trebuiau să vină la întâlnire îmbrăcați în tipul homeless, îmbrăcați cât mai caragios posibil. A fost un experiment extraordinar în sâmbătă aceea. Din marele grup de tineri, câțiva au refuzat să vină îmbrăcați caragios, să nu râdă lumea de ei, ce o să zică lumea de ei. Unii au refuzat să se îmbrace cum era cerința. Alți câțiva au venit cu hainele în plasă, s-au dus în spatele bisericii și s-au îmbrăcat acolo caragios. N-au suportat privirea lumii asupra lor. Două persoane curajoase au venit îmbrăcați așa, caragios, prin tot orașul, pe troleibus, peste tot. Au venit îmbrăcate așa. Câțiva au venit îmbrăcați tip homeless, prin oraș, dar în grup. Celelalte două persoane au venit singure, independente, au avut cutăria asta. Un grupuleț un pic mai mare au venit îmbrăcați caragios, dar în grup, nu de unii singuri. Și când am dezbătut toată povestea asta, argumentul lor a fost, fiind mai mulți îmbrăcați așa, ne-am înțeles între noi și am avut curajul să ne îmbrăcăm așa și să venim pentru că nu eram singuri. Pentru că comunitatea te sprijinește. Faptul că știi că mai ai niște oameni pe lângă tine, ai curajul să înfrunți privirile celor de lângă tine. La fel sau lucrurile cu biserica. Faptul că suntem o comunitate, o resursă, avem curajul să trăim poate altfel, pentru că nu sunt singur și nu sunt de unul singur și de capul meu. Pentru că mai sunt care gândesc ca mine. Și când am nevoie, îi iau pe lângă mine și sunt gata să fiu altfel în ochii lumii. Și o treia resursă oferită de Dumnezeu, cuvântul, biserica, circumstanțele vieții. Dumnezeu stabilește orarul vieții noastre, nu ne-l stabilim singur. Sigur, avem deciziile noastre pe care le luăm și bem apă după ele, dar nu noi ne stabilim toată viața. De multe ori, orarul este stabilit de Dumnezeu. Ni se întâmplă lucruri care n-am vrea să ne se întâmple. Așa că circumstanțele vieții ne procură prilej de luptă ca să învingem, cum spunea Thomas A. Kempis. Ne lăudăm chiar și necazurile noastre, spune Pavel în Roman, capitolul 5, am văzut. Iacov ne spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumnezeu ne oferă anumite circumstanțe, încercări, dacă vreți, anumite situații de viață
ca să ne sfințească. De exemplu, necazurile. Necazurile sunt situații complicate și neplăcute din viață. Dar necazurile de azi ne învață cum să le evităm pe cele de mâine. Eșecurile. Eșecurile sunt niște nereușite a planurilor ce ne le-am făcut. Poate că reușita planului ne-ar fi putut duce în direcții periculoase din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu lasă eșecurile peste noi, că El vede în josul drumului. Uneori Dumnezeu ne taie planul ca nu cumva acesta să ne absoarbă vigoarea spirituală. Și astea sunt eșecurile. Neîmplinirile sunt dorințe legitime care împlinite ne-ar putea deturna de pe traiectoria intenționată de Dumnezeu. Și avem parte de neîmpliniri pentru că dacă ni s-ar împlini, am devia de pe orbită. Pentru că, cum am spus de atâtea ori, uneori un bine poate să fie inamicul lui cel mai bine. Apoi sunt întârzierile. Deseori Dumnezeu are un orar diferit de al nostru. Și întârzie împlinirea dorinței noastre pentru a ne curăța de nerăbdare cu scopul de a rodi în noi un spirit răbdător sau dependența de El sau altceva. Și mai sunt și mustrările și pedepsele. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, spune autorul Epistolei către Evrei, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa că, în momentul deciziei de a-L urma pe Hristos, începe un proces îndelungat, pe alocuri dureros, de sfințire. Nimic mai puțin, nimic altceva. Dumnezeu și omul conlucrează în procesul sfințirii. Ce poți face tu? În final, care este rolul tău? Rolul tău activ? Iată câteva idei, iată graficul în care noi ne mișcăm cu rolul nostru. 1. Transformă-ți modul de gândire. Nu te lăsa cotropit de gândirea lumească. Nu te lăsa prins în tiparele de gândire a lumii. Trece-le prin filtrul cuvântului. Cunoaște cuvântul și poți filtra gândirea. Cu cât ești mai selectiv cu gândurile, cu atât mai încântătoare îți va fi trăirea. 2. Schimbă-ți obiceiurile rele. Împotrivește pornirilor rele chiar de când încep să se arate, spune Thomas A. Kempis, și dezvață-te cât mai repede de obiceiurile rele, ca nu cumva, încetul cu încetul, să ajungi la greutăți mai mari. Care sunt obiceiurile tale? Dar alea rele, știi că sunt rele, simți că sunt rele. Rolul tău este să-ți schimbi obiceiurile rele. Psihologii spun că un obicei se deprinde în aproximativ 3-4 săptămâni. Dezvățarea de obicei reclamă de 2-3 ori mai mult timp. Schimbă-ți gândirea, schimbă-ți obiceiurile rele, schimbă-ți cercul de prieteni, transformă-ți-l, cercul de influență. Nu te înconjura cu prieteni nepotriviți. Tovărășile rele strică obiceiurile bune și să nu-ți vorbe goale. Pavel vorbește în 2 Corinteni 6 despre jugul nepotrivit. Orice influență care nu te ajută trebuie eliminată, trebuie dată la o parte. Nu sunt vorbe goale, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Cercul tău de influență te formează în mod categoric. Așa că sfințirea ta presupune și o transformare a cercului de prieteni. Și 4. Folosește-te de resursele oferite de Dumnezeu mai înainte. Biserică, cuvânt, biserică și circumstanțele vieții. Lasă-te format de ele, bucură-te de ele, mergi cu ele, pentru că Dumnezeu înfăptuiește totul în toți. Oamenii tind să ne definească după trecutul nostru și pe bună dreptate. Cel puțin, până când nu văd o transformare în noi, eticheta rămâne pe noi. El este ăla. Până nu se vede o transformare, oamenii pe bună dreptate ne etichetează după trecutul nostru. Observ, și am verificat duminică de duminică, observ obiceiul de a avea anumite locuri unde ne așezăm în biserică.
Eu am mereu cam același loc sau acea zonă. Cei mai mulți dintre noi ne așezăm cam pe același scaun sau măcar în acea zonă, cei care nu întârziem, spunea cineva după primul serviciu. Avem locurile în care ne așezăm, avem locul nostru cumva. An după an, lună după lună, săptămână după săptămână, ne cam păstrăm locul. Și foarte, foarte bine. Întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem astăzi este, pe același loc pe care stai de ani de zile, stă aceeași persoană? Sau una mai asemănătoare cu Domnul Iisus? Observi un progres la tine, spiritual? Observi un regres? Sau stagnare? În încheiere, dacă vrei și un surplus de motivație, chemarea lui Pavel este la sfințire. Am fost sfințiți ca să căutăm sfințirea. Vrei un surplus de motivație pe lângă seria de silințe pe care trebuie să ți le dai? Pe lângă seria de aceste silințe pe care trebuie să ți le dai, vrei și un boost de motivație, un surplus de motivație? Poate îl găsiți aici. Pe 28 mai 1972, ducele de Windsor, regele neîncoronat Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, a murit la Paris. Povestea lui poate o știți. Abdică de la tron, merge împreună cu iubita lui în Franța și acolo trăiește, renunță la toate responsabilitățile regale. El moare la Paris pe 28 mai. În acea seară, un serial TV la pe BBC a trecut în revistă principalele evenimente din viața lui. Și astfel copilăria lui, educația, scurta domnie și abdicarea sunt prezentate acolo. Într-unul din documentare, rememorând scene din copilăria sa, într-unul din episoade, este înregistrat ducele de Windsor, Eduard, spunând următorul lucru. Citez. Tatăl meu, regele George al V-lea, tatăl meu a fost un educator sever, foarte sever. Și acum te aștept să urmeze niște fiori. Tatăl meu a fost un educator sever. Uneori, când făceam ceva rău, mă mustra spunându-mi: dragul meu băiat, trebuie întotdeauna să-ți aduci aminte cine ești. Am încheiat citatul. Un educator foarte sever. Dacă înțelegi cine ești, astfel de vorbe pot fi foarte severe. Dragul meu băiat, trebuie întotdeauna să aduci aminte cine ești. Eu cred că și Tatăl nostru Ceresc ne spune același lucru în fiecare zi. Dragul meu băiat, draga mea fată, trebuie să-ți aduci aminte întotdeauna cine ești. Și poate că aducându-ți aminte cine ești, că ești un copil al lui Dumnezeu, înfiat cu un preț uriaș, poate vei găsi resursele necesare să trăiești la înălțimea identității tale. Am fost și eu ceva până l-am cunoscut pe Iisus. De atunci încoace, ceea ce sunt este tot ce contează. Despre asta vorbește sfințirea. Ai fost și tu ceva până când l-ai cunoscut pe Iisus. Sunt cuvintele unui ucenic din filmul The Chosen. Am fost și eu ceva până l-am cunoscut pe Iisus. De atunci încoace, ceea ce sunt este tot ce contează. Cine ești tu? Vă invit să plecăm capul și să închidem ochii. Pentru că am vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne caute puțin prin Duhul Sfânt. Să caute în mintea noastră și în inima noastră lucrurile pe care vrea să le scoată la iveală. Și aș vrea în liniștea noastră
Să lăsăm Duhul Sfânt să scormonească. El, Dumnezeu, își va face partea în sfințire. Care sunt gândurile acelea pe care trebuie să ți le schimbi? Care este gândirea aceea pe care ți-ai dezvoltat-o și nu-i la locul ei? Cu cât ești mai selectiv cu gândurile, cu atât mai încântătoare îți va fi trăirea. Care sunt câteva obiceiuri rele care ar trebui schimbate? Care sunt câțiva prieteni nepotriviți? Știi că ceva scârți acolo. N-ai cum să nu știi. Imposibil să nu știi. Dacă Duhul Sfânt este în tine, va crea acea jenă în tine, acea neliniște. De ce toate astea? De ce ți-ai schimbat gândirea? De ce ți-ai schimbat obiceiurile? De ce ți-ai schimbat prietenii nepotriviți? Pentru că trebuie să întotdeauna să-ți aduci aminte cine ești. Trebuie să-ți aduci aminte ce ai fost făcut. Trebuie să aduci aminte că în fierea ta, în familia lui Dumnezeu, n-a fost pe gratis. Cineva a plătit ceva, ceva uriaș. Trăiești la înălțimea identității tale? Doamne, ajută-ne. Ceea ce suntem este tot ce contează. Îți mulțumim frumos!